15.066, o notă destul de bună, însă nu a avut un exercițiu cu notă de plecare maximă. Lauren Mitchell din Australia. O altă candidată la medalie. Să urmărim exercițiul. La ediția anterioară, argint mondial la acest aparat pentru gimnasta australiană. Două flicuri înapoi, salt înapoi, întins, mici, greșeli de ținută. O piruetă joasă, întoarcere, 1080, este un element dificil, valoare E. O săritură artistică, a ridicat piciorul, va fi depunctată cu 20-mi, 2-30-mi, cum apreciază arbitrele. Dai în lov înainte, legată de o săritură artistică cloș, urmat de un salt înainte grupat. Cloș la cap. Și se pregătește de coborâre. Două flicuri înapoi, una apoi, chef. O săritură la aterizare, aterizarea puțin joasă. A avut multe greșeli de ținută pe parcursul exercițiului. Revedem prima linie acrobatică. Am revăzut acea piruetă joasă, un element dificil, care necesită un echilibru foarte bun. Și finalul de exercițiu. Așteptăm nota. A depășit-o pe Alicia Sacramone, 15.200. Nota de plecare a fost mai mare pentru dificultate. Rebecca Bros din Statele Unite, până acum câștigătoarea două medalii de bronz la individual compus și ieri în finala de la paralele. Pirueta joasă, cu întoarcere 360. Salt, înapoi apel, bine aterizat. Rebecca Bros a obținut în calificare aceeași notă ca cea a Anei Porgras, 15.266. Săritura artistică cloș, urmată de un salt înapoi grupat, bine executată. Altă săritură artistică, numită cui, este o săritură cu valoare D. Cloș la cap, o mică ezitare. Salt lateral. Și aici a avut o mică ezitare. Salt înainte grupat.
și mai are coborâre. Să vedem finalul de exercițiu. Rondă, apel grupat. Un pas la aterizare. A avut destul de multe mici greșeli pe parcursul exercițiului. Rebecca Bros este antrenată de rusul Valeri Liukin. Fostul antrenor și tatăl campioanei olimpice Anastasia Liukin. Deci două americance pregătite de un român și de un rus. Sacramone și Bros. A trecut pe locul întâi Bros, 15-233. O notă apropiată cu cea din calificări. O apariție puțin scontată în finala feminină de la Bârnă, Iana Demianciuc din Ucraina. Next, from Ukraine, Iana Demianciuc. De mult timp, Ucraina n-a mai avut finalistă la acest aparat. A executat un element foarte greu. Salt întins cu întorcere 360 de grade. Săritura artistică cadet. Dain Lovo. Dain Lovo înainte, legată de o săritură artistică numită cloș. Salt înapoi grupat. O mică înapoi, va fi depunctată. O altă săritură artistică, cuib. Pirueta. Piciorul menținut înainte. Salt lateral. Publicul a fost contrariat că a ținut vârful în contrașpiț. Cam grăsuță, Iana. Final de exercițiu. Ratat finalul, din păcate. Înapoi chiar. E păcat, după ce ai reușit să faci tot exercițiu, să ratezi. Ucraina apare în palmaresul acestei probe la campionatele mondiale prin medalia de argint obținută de Lilia Podkopaeva la Sabae, în Japonia, în 1995. Proba a fost atunci câștigată de micuța gimnastă chineză Mo Hui Lan. După afișarea notei, o vom urmări pe Ana. Și pentru că urmează Ana Porgras, mai amintesc și alte gimnaste românce care au câștigat această finală mondială la Bârnă. Gina Gogean la Lozan în 1997, Andreea Răducan la Ghent în 2001 și câteva gimnaste din România medaliate cu argint la campionatele mondiale în finala de la Bârnă, Steliana Nistor în 2007, Sandra Izbașa în 2006, Caterina Ponor în 2003 și Ioana Ban în 2002. Rebecca Bros în stânga, actuala lideră a clasamentului.
lângă Rebecca Bros, Alicia Sacramone, deocamdată pe locul 3. În poziția a doua fiind gimnasta australiană Lauren Mitchell. Demian Ciuc, locul